Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit, sunt Viorica Jurcă și vă prezint știrile serii. Iată titlurile. Din 1 martie vom plăti cu până la 30% mai mult pentru biletele de călătorie. Cel mai mult se vor scumpi cursele raionale. Cheltuielile trebuie acoperite din motorină, mai bine, nu din... Nu din așa n-au bani. Șeful Poliției Naționale, Iurie Podarilov, a fost demis la doar 5 luni de mandat. Motivul nu a fost anunțat de ministrul de interne, Ana Revenco, cea care la numire avea doar cuvinte de laudă despre Podarilov. Cine este noul șef al IGP, aflați la știri. Blocul PCRM-PSRM anunță despre crearea unei platforme naționale de opoziție cu participarea societății civile care să scoată țara din criză și să taxeze guvernarea pentru eșecurile comise. Această platformă nici de cum nu va avea caracter politic sau geopolitic și doar urmează să consolideze acei oameni care înțeleg toată tragedia prin care trece astăzi Republica Moldova. Tarifele pentru transport vor crește de la 1 martie. Cel mai mult vor resimți aceste majorări oamenii de la sate, deoarece biletele pentru cursele locale se vor scumpi în fiecare raion cu peste 30%. Asta înseamnă că prețul pentru un kilometru va crește cu 20 de bani. Cu 16% vor fi mai scumpe și cursele interurbane, adică prețul pentru fiecare kilometru parcurs se va majora cu 10 bani. Ordinul în acest sens a fost semnat de Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, care nu exclude că vor mai urma și alte etape de revizuire a tarifelor. În prezent, un kilometru costă 60 de bani. Ministrul Andrei Spânu a menționat că majorarea tarifului s-a făcut în contextul creșterii prețului pentru carburanți, iar în funcție de evoluțiile ulterioare, acest lucru se va face treptat. Demnitarul susține că pentru unele curse locale, primăriile și companiile auto vor avea undă verde să convină asupra unui tarif și mai mare. Astăzi voi semna ordinul cu intrare în vigoare de la 1 martie. În ordin, deci noi am introdus mai multe inovații, dacă pot să le zic așa. În primul rând, am făcut diferențiere dintre tarif pentru rutele interraionale, care tariful va crește cu 10 bănuți. Și a doilea mecanism este pentru rutele raionale, în interiorul unui raion, în care tariful ar crește cu maxim 20 de bănuți. Suplimentar, am dat dreptul administrației publice locale împreună cu transportatorii. Dacă este nevoia de anumit transport în anumite localități mai îndepărtate sau care au acces mai limitat, pentru a discuta și a stabili un alt tarif decât cel care este stabilit expres de ordine. Majorările anunțate de Ministerul Infrastructurii au loc în condițiile unui parc auto învechit cu cele mai multe vehicule depășite deja de timp. Chiar dacă ministrul Andrei Spânu anunță despre lansarea unui nou program Transport Modern, proiectul nu va fi realizat peste noapte, iar până la implementare moldovenii vor circula cu tarife majorate în aceleași microbuze vechi și pe alocuri periculoase. Vom lansa un program național de susținere a transportatorilor pentru înnoirea parcului auto. Avem în vedere acordarea de fonduri, sprijin pentru investiții, subvenții de la bugetul de stat pentru a susține procurarea de microbuze și autobuze noi, moderne. În acest sens, analizăm oferirea de fonduri de garantare a creditelor, credite preferențiale, reducerea de taxe la importul de autobuze și microbuze noi, moderne. Șoferii susțin însă că realizarea unor astfel de proiecte poate dura și ani de zile, însă criza i-a afectat pe ei acum, când din cauza scumpirilor în lanț au tot mai puțini pasageri. Potrivit lor, cea mai optimă decizie ar fi fost scăderea prețului la motorină. Cheltuielile trebuie acoperite din motorină, mai bine, nu din... Nu din așa n-au bani, nu scătă oamenii sărași, ca pensionieri, care îl duce la spital, se duce... Vedeți câte ți-o duci din țara noastră, nu mi-a rămas nimic. Lasă-te-i motorina jos, pe ești cu motorina, lasă-i ușită, nu pe oameni. Vaia ca oamenii, întrebați oameni, au vă unul bani, primești o pensie de 1200 de lei, nu? Nici oameni, uitați-vă. Două sate merg și dacă sunt pricălători. La 10 bănuți nu au acoperit cheltuielile. Asta e puțin, asta e minimul 20. Dacă 20 va fi, poate că da, dar 10 e puțin de alt. De exemplu, dacă e 25 biletul, ar fi 30, 31, 32, și mai puțin. Și așa nu sunt. Sunt foarte puțin. Vestea că tariful pentru călătorii va crește din 1 martie i-a nemulțumit în special pe vârstnici, care spun că abia de mai pot ține pasul cu scumpirile în lanț. Noi pensionari primim eu 1200 lei și poate să-mi ajungă mie. Dacă am venit două luni, am strâns și am venit și am cumpărat pentru a face o leacă de remont la Paște. Că așa toți moldovenii fac. Dar de scumpirea biletelor de la întâi nu mai vin de grabă. Să bat joc de noi.
nu știu cum să mai spun. Vă spun cinstit, e foarte groaznic. E foarte urât din partea guvernului și din partea niște pensionari care au, eu am 1700 pensii. Serviciile vin de 3 ori mai mari decât pensia și încă călătoriile le scumpesc, ne ducem vapșie. Ne ducem nu știu unde. Unii oameni, deși nu prea s-au bucurat de decizie, spun că sunt solidari cu transportatorii. Cred că și normal să le scumpească, dar scumpește benzina și poți să și... Pentru dânsul, desigur că e motivat. Dacă un sucode, e că merge o revizie tehnică, merge o schimbare la mașină, merge astea, este tot merg în cheltuieli la dânsul. E din de-o să iei banii ăștia, dacă nu își măresc prețul aici, combustibil s-a ridicat, cum n-aș rădeși? Clar că ar fi normal dacă s-a scumpit motorina, benzina. Ești normal, pentru că n-au venit nimic, dar nici nu călătorește lumea cu așa prețuri. Nu știu, dacă s-a scumpit, nu știm dacă am călătorit. Cred că stă mai mult pe acasă. Amintim că săptămâna trecută transportatorii au organizat o grevă generală și pe parcursul a 3 zile nu au ieșit pe linie. Tarifele pentru călătoriile cu transportul interurban și interraional au fost modificate ultima dată în 2019. Anul trecut, aproximativ 61 de milioane de pasageri au călătorit cu transportul public, cu aproape 10% mai mult față de 2020, când, din cauza izbucnirii pandemiei, au fost aplicate cele mai dure restricții. Tradițional, microbuzele și autocarele, atât de pe cursele naționale, cât și de pe cele internaționale, dețin o pondere covârșitoare. Este vorba despre o cotă de peste 97%. Pe de altă parte, pe an ce trece, transportul feroviar devine tot mai puțin solicitat. Statistica oficială arată că în 2021 numărul de pasageri care au ales transportul rutier, feroviar sau aerian a ajuns la cifra de 60,9 milioane. Asta în timp ce în anul 2019, de exemplu înaintea pandemiei, cifra a fost de peste 100 de milioane. Majoritatea absolută a moldovenilor au ales microbuzele și autobuzele. Este vorba despre 59,2 milioane de pasageri. Companiile aeriene de la noi din țară au înregistrat anul trecut 838 de mii de pasageri, de peste două ori mai mult decât în 2020, atunci când multe curse internaționale erau sistate din cauza epidemiei de coronavirus. Cu trenul, în 2021, au călătorit doar 600 de mii de pasageri, în scădere cu 17% în comparație cu 2020. Cifra totală a kilometrilor parcurși de toți moldovenii a ajuns la aproximativ 3,5 miliarde. De asemenea, în 2021, cu vehiculele înregistrate la noi, cu trenul, prin avioane și pe cale fluvială, au fost transportate peste 19,7 milioane de tone de mărfuri, în creștere cu 19%. Cele mai multe, 16,2 milioane de tone, au fost livrate din și în țară prin intermediul autoturismelor, microbuzelor și camioanelor. Ponderea transportului rutier a crescut cu aproximativ 21% în comparație cu 2020. Pe locul al doilea urmează trenurile, prin intermediul cărora au fost transportate 3,3 milioane de tone de mărfuri și produse. Pe cale fluvială au fost transportate 168 de mii de tone, iar în avioane a fost încărcată o cantitate de 1400 de tone de mărfuri. Noi prețuri iar în urcare la carburanți. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, mâine prețul plafon la benzină va fi de 24 de lei și 10 bani, cu 6 bani mai mult decât astăzi. Și motorina se scumpește cu 4 bani și va costa până la 20 de lei și 94 de bani pentru un litru. La începutul acestui an, benzina A95 s-a scumpit cu 3 lei, iar motorina cu peste 3 lei. Ședința de astăzi a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, unde urma să fie anunțate tarifele majorate pentru curentul electric, a fost amânată cu o săptămână. Subiectul va fi discutat la ANRE miercurea viitoare, 23 februarie. Instituția a precizat că a amânat ședința deoarece trebuie să examineze noi date și informații recepționate de la furnizori. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a prezentat anterior propriile calcule cu privire la scumpirea tarifelor pentru energie electrică în baza documentelor depuse de distribuitorii din țară. Astfel, pentru consumatorii din centrul și sudul țării, noul tarif urma să fie majorat până la 2 lei și 16 bani pentru un kilowattoră fără TVA, iar pentru locuitorii din nordul țării se propunea un tarif nou de 2 lei și 46 de bani pentru un kilowattoră. Acestea urmau să fie aprobate la ședința de astăzi, care a fost amânată pentru săptămâna viitoare. Titularii de licență au prezentat informații suplimentare, iar specialiștii din cadrul instituției verifică datele, care este verificare suplimentară a datelor prezentate.
Anterior, directorul general al ANRE, Veaceslav Untilă, declara că tarifele la energie electrică pentru consumatorii finali ar putea fi majorate din nou în primăvară, în funcție de noul preț de achiziție pentru țară. Contractul curent expiră la finele lunii martie, iar în presă au fost publicate informații cu trimitere la surse guvernamentale, potrivit cărora centrala termoelectrică de la Cuciurgan, care asigură în prezent 80% din necesitățile malului drept al Nistrului, este dispusă să păstreze pentru perioada 1 aprilie 2022-1 aprilie 2023 prețul actual fără modificări. Vicepremierul Andrei Spânu nu a confirmat, dar nici nu a infirmat această informație. Noi suntem în discuție cu centrala de la Cuciurgan de mai mult timp. Știți că anumite licitații deja au fost pornite. Dacă va fi anumite schimbări în acest proces de licitare sau de prelungire a contractului, vom ieși și vom comunica. La moment nu este o decizie finală luată în acest sens. Pentru perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022, întreprinderea din stânga Nistrului s-a angajat să furnizeze energie consumatorilor de pe malul drept al Nistrului la prețul de 53,5 cenți pe megawattoră. Trebuie remarcat faptul că Parlamentul Republicii Moldova a adoptat recent modificări la legea privind energia electrică, care prevăd achiziționarea de energie electrică prin licitații din cel puțin două surse diferite pentru a îmbunătăți securitatea energetică a țării. Majorarea prețului la pâine cu 27% este argumentată și a fost o măsură necesară pentru a nu permite falimentarea celei mai mari întreprinderi de panificație din țară. Asta a declarat directorul interimar al combinatului Franzeluța, Victor Matkov, la audierile care au avut loc la Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe. Potrivit directorului Franzeluța, întreprinderea nu a avut o altă ieșire din situație decât să majoreze prețul la pâine din cauza scumpirii făinii, a materiei prime și a gazelor naturale. Noi pentru anul 2021 înregistrăm pierderi de 12.454.000 din cauza scumpirilor. Fiindcă asta arată imediat scumpirile la gaze și materii prime. În cazul dat de bază este făina. Oficialul recunoaște că prețurile vechi puteau fi păstrate în cazul intervenției statului, dar nu pentru mult timp. Da, bine, putea fi un ajutor din partea, zicem, a statului în volum de 10.000 de tone pentru grâu, ce și constituia 50 de milioane de lei. Și atunci noi am fi putut păstra prețurile vechi. Dar, păstrând prețurile vechi, fără modificare, întreprinderea avea să înregistreze pierderi la sfârșitul anului 2022 în volum de 73,6 milioane de lei. Potrivit lui Victor Matkov, combinatul de panificație oricum va ieși cu pierderi la finele anului curent. Și asta din cauza unor servicii de logistică prea scumpe, dar și a pâinii sociale, care este vândută cu mult sub prețul de cost. După scumpirea produselor de panificație, întreprinderea a crescut volumele de pâine socială de la 1,3 tone la 2 tone pe zi. Sinecostul la această pâine este de 7,2 lei. Noi îl avem în vânzare de 3 lei, vorbesc de pâine socială. Având o rentabilitate de minus 64,8%. Și păstrând aceste volume pe parcursul anului, întreprinderea va genera pierderi la pâine socială de 4.302.000 lei. Pe an, fabricile Franzeluța produc aproximativ 32.000 de tone de producție, grupa pâine constituind peste 27.000 de tone din volumul total. Amintim că la începutul lunii, combinatul de panificație a scumpit în medie cu 27% prețurile la tot sortimentul de pâine, în afară de cea socială. În mare parte, fiecare denumire de pâine a crescut în preț cu peste un leu pentru o franzelă. Socialiștii și comuniștii vor activa în continuare în cadrul unui bloc politic permanent. Decizia a fost luată după consultările executivelor pe CRM și PSRM. În același timp, cele două formațiuni au anunțat despre crearea unei platforme naționale de opoziție, dar și consultări cu cetățenii din toate localitățile pentru a-i ajuta să se facă auziți de actuala guvernare, care a eșuat în administrația treburilor țării, în opinia celor două partide. După ce au participat în campania parlamentară în bloc, socialiștii și comuniștii anunță că această formă de cooperare va avea bază permanentă. Cele două formațiuni vor avea în continuare o agendă comună de activități. Cine a impus pe noi să ne obligă chiar să formăm acest bloc politic este situația tragică care s-a creat în Republica Moldova după venirea la guvernarea actualelor
personaje. Scopul principal acestui bloc, să salvăm țara, să construim o Moldova dezvoltată și să fim prieteni cu toate țările. Acest guvern trebuie să plece și mai departe noi am să vedem, am să studiem opinia cetățenilor de Republica Moldova, ce facem noi cu acest parlament. Totodată, liderii formațiunilor au anunțat și despre crearea unei platforme naționale de opoziție care își propune să consolideze forțele sănătoase, patriotice și cu experiență în administrarea treburilor țării. Lansăm astăzi și inițiativă privind crearea unei platforme naționale de opoziție, platforme care va cuprinde tot spectrul de partide politice, organizații obștești, societate civilă, experți, cetățeni activi. Această platformă nici de cum nu va avea caracter politic sau geopolitic și doar urmează să consolideze acei oameni care înțeleg toată tragedia prin care trece astăzi Republica Moldova. În această ordine de idei, Vlad Bătrâncea a făcut un apel către formațiunile înregistrate în Republica Moldova, organizații și activiști civici să se alăture acestui proiect și să contribuie la elaborarea unui program care ar scoate țara din crize. Dorim să avem și o guvernare competentă. Dorim să avem o echipă de profesioniști, integri care deja au demonstrat că pot asigura rezultate. Echipa noastră este gata să asigure normalitate în formarea prețurilor, tarifelor, începând cu gazele naturale, electricitate și atunci când vorbim de produsele alimentare și medicamente, care au crescut, practic, s-au dublat prețurile. Situația este tragică pentru cetățenii Republicii Moldova. Atunci când mergem în teritorii, este grav și este foarte greu să discuți cu oamenii atunci când te întreabă că și aduc la cunoștință că nu pot face față cheltuielilor, nu au cu ce hrăni copiii, nu au cu ce trimite copiii la grădiniță sau la școală, nu au bani de transport, nu au bani de facturi. Situația deja nu este politică, situația este pur și simplu dramatică. Pentru a face vocea cetățenilor auzită, cele două formațiuni intenționează să meargă în fiecare sat din Republica Moldova, unde vor discuta cu oamenii și vor oferi o formă politico-juridică doleanțelor lor. Mergem la consultări cu cetățenii Republicii Moldova și vom supune evoluării și externe și interne guvernare din Republica Moldova. Dânșii foarte des vorbesc despre evoluarea externă, a justiției, a diferitor instituții. Blocul nostru va supune evoluării din partea cetățenilor această guvernare. Vom veni cu mai multe instrumente legale și constituționale, astfel încât cetățenii să se pot expune pentru demiterea și a guvernului și în perspectivă și altor instituții ale statului. Blocul comuniștilor și socialiștilor are în acest sens o agendă bine definită și pe platformă parlamentară. Opoziția intenționează să inițieze o moțiune de cenzură împotriva guvernului Gavrilița. Nu mai sunt argumente cum acești oameni pot să rămână în funcție și pot să asigure activitatea guvernului, pentru care achită din buzunarele lor goale cetățenii. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Anastasia Taborceanu, a declarat pentru postul nostru de televiziune că odată ce mecanismul legal permite deputaților să inițieze o moțiune împotriva cabinetului de ministri, o pot face. În privința acuzațiilor opoziției la adresa executivului, Taborceanu le-a calificat drept false. Amintim că PSRM și PCRM au făcut front comun la alegerile parlamentare anticipate din această vară. Blocul celor două formațiuni a obținut o treime din numărul de locuri în Parlament. Maternitățile nu pot exista dacă nu au nașteri, deoarece nu aduc bani. Declarația a fost făcută de ministrul Sănătății Alena Merenco într-o emisiune la un post privat de televiziune. Ea a declarat că urmează să fie închise și alte secții pentru nașteri din cauza că tot mai mulți tineri pleacă din țară. Merenco a precizat că ministerul pe care îl conduce nu ar avea nicio atribuție la aceste decizii, iar toată răspunderea le aparține directorilor de spitale și consiliilor raionale. Întrebată de ce sunt închise maternitățile, ministrul Sănătății Alena Merenco a declarat că se întâmplă din cauza că țara noastră se confruntă cu un val de migrație. Pleacă în majoritatea cazurilor persoanele tinere, în vârstă reproductivă, cei care, de fapt, se căsătoresc și au copii. O maternitate nu poate să existe din moment ce nu are naștere. Mai mult decât atât, eu vreau să vă spun că Organizația Mondială a Sănătății spune că o maternitate care are un anumit număr mai mic decât în general 400-500 de nașteri, dar chiar să considerăm o singură naștere pe zi, 365 de nașteri, ea devine periculoasă atât pentru mamă cât și pentru nou-născut.
Nemerencu a mai declarat că 9 maternități din spitalele raionale și-au sistat activitatea din proprie inițiativă și că procesul va continua. Ea a subliniat că nicio țară nu construiește instituții în sate cu populație mică, deoarece întreținerea este costisitoare. Da, activitatea câte ar fi, ca număr, nu știu. Dar vreau să vă spun și să atrag atenția spre alte maternități și aș vrea să dau un indicator. În Statele Unite, oricare maternitate se găsește la o distanță de locuința celei care planifică să nască la minim o oră de deplasare cu mașina. Deci nimeni nu construiește maternități în fiecare cătun. Deci fiindcă este foarte scumpă întreținerea unei maternități. Nu este vorba de profit. Maternitatea, dacă nu naște nimeni acolo sau sunt nașteri puține, nu aduce bani. Fiindcă fiecare naștere este plătită de către Compania Națională de Asigurări și are un cost. La sfârșitul lunii ianuarie, 5 secții de maternitate din nordul țării au fost închise din cauza numărului mic al nașterilor și al cadrelor medicale. În unele nu a avut loc nicio naștere timp de câteva zile. Ca urmare, gravidele din raionele Ocnița, Briceni, Dondușeni, Glodeni și Fălești sunt nevoite să apeleze la maternitățile din Edineț și Bălți. Un nou lot de peste 100.000 de doze de vaccin produs de compania Moderna a ajuns la Chișinău. Dozele au fost donate țării noastre prin intermediul mecanismului COVAX și urmează să fie distribuite în centrele de vaccinare din țară. Republica Moldova a primit pentru prima dată vaccinul Moderna la sfârșitul anului trecut. Un lot de 50.400 de doze au fost donate prin intermediul mecanismului COVAX în luna noiembrie. Al doilea lot de 230.400 de doze oferit gratuit de Franța prin intermediul platformei COVAX a fost recepționat la finele lunii decembrie. Majoritatea parlamentară a adoptat recent un proiect de lege care permite intrarea în țară a donațiilor de vaccinuri anticovid cu un termen de valabilitate mai mic de 6 luni. Autoritățile declară că această lege este necesară pentru a asigura țara cu produse de imunizare. Unele vaccinuri, și nu o să fac remarcă la care anume mă refer, au un termen de valabilitate la producere de doar 6 luni. Deci este imposibil ca ele să fie eliberate de pe conveier și să ajungă la o distanță într-o altă țară, astfel ca să nu fie încălcat acest termen de 6 luni. Deci oferim prin acest proiect de lege posibilitatea ca țara să fie asigurată în continuare cu o gamă largă de vaccin. În același timp, ministrul Nemerenco admite că ar exista riscul ca o parte din vaccinurile cu termen de valabilitate mic să expire din cauza procesului lent de vaccinare în țara noastră. Dacă vom avea vaccinuri expirate, ele vor fi, printr-un proces verbal, absolut supuse toate distrugerii și nu vor fi nici într-un caz aplicate. Noi avem, desigur, regretăm, fiindcă aceștia sunt bani chiar dacă au venit din donații. Dacă se va întâmpla acest lucru, încercăm cumva să convingem oamenii, dar nu avem la momentul de față ca să expire chiar în următoarele zile. Agenția Națională de Sănătate Publică anunță că la lansarea campaniei de vaccinare au fost lichidate 24.238 de doze care au expirat, ceea ce reprezintă 1,25% din dozele recepționate până în prezent în țară. Șeful Inspectoratului General de Poliție, Iurie Podarilov, a fost demis la doar 5 luni de mandat. Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco, nu a explicat motivul, deși anterior declara că este un profesionist, un om integru și victima a fostului regim politic. Demisia lui Iurie Podarilov din funcția de șef al Inspectoratului General de Poliție a fost aprobată în ședința Guvernului fără prea multe detalii. Prezint atenției dumneavoastră proiectul dispoziției cu privire la eliberarea domnului Iurie Podarilov din funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne din data de 16 februarie 2022 în baza cererii proprii de demisie. Numirea lui Podarilov în fruntea Poliției Naționale a fost criticată dur de opinia publică. În presă au planat suspiciuni în privința integrității candidatului, amintindu-se despre o condamnare a acestuia pentru o pretinsă luare de mită în valoarea de 10.000 de dolari. Ministrul Revenco a declarat atunci că are toată încrederea în subalternul său, iar dosarul pe numele lui a fost fabricat la comandă. Am anticipat că poate fi această numire incomodă. Incomodă pentru cei care încă continuă să opereze cu metode vechi, atunci când sunt fabricate dosare, atunci când sunt fabricate știri și este manipulată opinia publică. Acest dosar a fost unul politic. Dacă vreți, acest dosar poate fi chiar considerat drept un simbol, sper eu, al maturității și reabilitării sistemului justiției din Republica Moldova, care de foarte mulți ani a fost compromis exact prin astfel de dosare politice. În ședința de astăzi, guvernul a numit un nou șef la Inspectoratul General de Poliție. Acesta este Viorel Cernăuțean, care a ocupat până acum funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne.
În capitală a fost lansată a doua etapă a proiectului pilot de taxare electronică în transportul public. Pe lângă terminalele portabile pe care le dețin taxatorii, au fost instalate și validatoare staționare. Acestea sunt deja în 5 troleibuze de pe ruta 30 și în 3 autobuze de pe ruta 37. Sistemul va fi testat timp de câteva săptămâni, iar dacă se va dovedi eficient, va fi extins în mai multe unități de transport. Карточкой не хотите рассчитаться? Нету денег. Карточка. Sistemul este deocamdată la etapa de testare, de aceea taxatorii continuă să perceapă taxa pentru călătorie și în bani cash, pentru ca oamenii să aibă timp să se adapteze la noua metodă. Спрашивают, что такое я могу через это говорю, можно рассчитываться и телефоном, и карточкой. Principiul este unul simplu, apropii un card bancar pe terminal, iar după câteva secunde se afișează pe ecran un mesaj care spune că din contul tău s-au extras 2 lei pentru călătorie. Aparatul nu percepe taxe suplimentare, dar nici nu eliberează tichet. Dacă călătorul în cauză achită cu card bancar, acesta va primi notificare prin intermediul aplicației bancare. De asemenea, poate primi notificare prin mesaj SMS sau mesaj e-mail. Cei care vor putea verifica dacă pasagerii au plătit pentru călătorie sunt controlorii care au terminale speciale. Validatoare staționare au fost instalate câte 2 în fiecare unitate de transport, la intrarea de pe mijloc și în spatele troleibuzului. Aceste intrări fiind cele mai, să zicem, mai ușor accesibile, mai des folosite, noi avem o perioadă de probabil câteva săptămâni să colectăm retroacțiunea călătorilor, după care vor fi montate la restul troleibuzelor, restul rutelor implicate în proiectul pilot, ruta 22, 23 și 24. Sistemul electronic de colectare a tarifelor este aplicat cu succes în țările europene de mulți ani. Pasagerii noștri salută lansarea acestuia și în Moldova. Конечно, удобно. Очень даже. Можно не могут не оказаться деньги в кошельке, а карточкой раз воспользовались. В данном случае у меня крупная купюра и наверняка неудобно было бы возвращать из крупной. Плюсы, во-первых, быстро. Ну и современно, я бы так сказала. Идем, входим в Европу. Sunt însă și persoane cărora noua metodă de achitare a călătoriei în transportul public le pare încă străină. У меня нет карты. Поэтому вам это не очень удобно. Да, мне неудобно. Я могу ее потерять. Абонемент покупаю. Prima etapă a proiectului pilot de taxare electronică în transportul public din Chișinău a fost lansată anul trecut, la 16 martie. De atunci, toate unitățile de transport au fost dotate cu validatoare mobile. Festivalul Mărțișor ar putea fi organizat în acest an cu sala plină a Palatului Național, fără o limită pentru accesul spectatorilor. Pentru asta, însă, numărul cazurilor COVID ar trebui să mai scadă, astfel încât capitala să fie sub cod galben sau chiar verde. În prezent, în Chișinău este menținut pragul roșu de alertă. Chiar și așa, spectacolele vor avea loc, iar printre surprizele festivalului va fi formația Zdob și Zdub, care va reprezenta Moldova la Eurovision. Tradițional, festivalul Mărțișor va începe în prima zi de primăvară. Concertele vor avea loc în fiecare zi până în 10 martie. 4 martie, colegii noștri de la Baletul Național Joc au concert la Palatul Național. 5 martie vine Alex Calancea Band cu un program nou, un program primăvăratic, Mugur Mugurel, e ceva nou, ceva în premieră. O atenție specială li s-a acordat colectivelor filarmonicii naționale. Artiștii vor susține cele mai multe concerte, inclusiv cel de închidere a festivalului. Filarmonica propune în acest an 13 concerte, cred că avem cele mai multe evenimente programate și este firesc, deoarece umblăm printre case și nu prea avem locul nostru, adică noi îl avem într-un fel la Palatul Republicii. Ministrul Culturii speră că la începutul primăverii situația pandemică să nu se agraveze, iar cel mai binevenit scenariu ar fi ca municipiul Chișinău să nu treacă de pragul verde de alertă în sănătate. Cel mai rău caz într-un cod galben, ceea ce iarăși ne va permite practic sălile să fie la 100%, cu condiția prezentării dovezii de vaccinare sau de boală recentă. În premieră, în scoarul de lângă Palatul Național, vor fi organizate târguri tematice, acolo unde meșterii populari vor veni, desigur, cu mărțișoare și nu doar. Vom avea acolo și piese de port, vom avea și materiale de ceramică, piei și așa mai departe. Vom avea și posibilitatea să savurăm din diversitatea bucătăriei tradiționale. Pe scena improvizată,
în stil de iarmaroc a Târgului Mărțișorului, vor evolua artiști și artiști profesioniști, dar și formații din localitățile Republicii Moldova. Toate concertele care vor avea loc pe scena Palatului Național vor fi transmise și pe un ecran imens instalat pentru trecători și pentru cei care vor veni la târg. Organizatorii speră că acest lucru nu îi va afecta pe artiști și biletele se vor vinde 100%. Oamenii sunt îndemnați să cumpere din timp biletele la concert și să nu plece de la târguri cu mâna goală, așa încât toate cheltuielile organizatorilor festivalului să fie acoperite. Gheața pe lacuri este tot mai subțire, respectiv pescuitul la copcă devine tot mai periculos, avertizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Salvatorii îndeamnă pescarii să renunțe la aceste activități, mai ales că în următoarele zile vremea se va încălzi, iar maxime cu plus vor fi atât ziua cât și noaptea. Specialiștii IGSU atenționează că în ultimele zile rezistența gheții a scăzut mult, deci riscul unor tragedii este foarte mare. Mulți bărbați își riscă viața în continuare și merg la pescuit pe gheață în pofida avertismentelor salvatorilor. Pe lacul de la Ghidighici au putut fi văzuți zeci de pescari care și-au făcut copcile departe de mal. De la începutul anului, salvatorii IGSU au scos de sub gheață 4 pescari. Dacă e să vorbim de începutul anului 2022, trebuie să spunem că nu am avut înregistrate cazuri de prăbușire sub gheața, subțirea bazinelor acvatice tragice, cu toate că am avut 4 cazuri în care salvatorii stațiilor de salvare de pe bazinele acvatice au reușit să intervină și să salveze oamenii. În special, atenționările Inspectoratului General pentru Situații de Urgență vin pentru iubitorii de pescuit la copcă să fie foarte atenți, să nu meargă pe bazinele acvatice, deoarece în mare parte gheața este foarte fragilă și ar putea să-și pună viața în pericol. Accesul pe lacuri poate fi sigur doar în cazul în care grosimea gheții este de cel puțin 10 cm. În ultimele zile, însă, din cauza temperaturilor pozitive, stratul nu depășește 7 cm. În cazul în care totuși s-a prăbușit sub gheață, este foarte important ca omul să nu panicheze, mai mult ca atât să nu facă mișcări bruște, pentru că gheața este subțire și cu siguranță o sparge mai tare, și să, putem spune așa, să se întoarcă, da, de pe gheața care a căzut sau care s-a spart, în așa fel ca altă persoană se poată acorda fie că o centură, fie că o fune pentru a-l scoate din gaura respectivă. Între timp, Serviciul Hidrometeorologic anunță încălzirea vremii, ceea ce va duce la subțirea stratului de gheață și mai mult. Temperaturile vor fi mai mult în jur de 0 grade Celsius, chiar și plus, nu știu, pozitive, până la un plus 5 grade Celsius. Și respectiv, pericolul pentru a merge pe gheață deja este foarte sporit, fiindcă, practic, gheața este imbibată cu apă. Ne mai vorbim de temperaturile pe timp de zi, care acestea ne așteptăm ca ele să fie în general și până la 10 grade Celsius. Specialiștii le reamintesc părinților să aibă mare grijă la copii atunci când se plimbă în preajma lacurilor și să nu le permită să se joace pe mal. În situații de risc, oamenii pot apela serviciul de urgență 112. Final de jurnal, dar nu pierdeți la ora 21 știrile în limba rusă. Să aveți o seară frumoasă, pe mâine!